dimineața, mulțumesc, doamnă președinte. Declarația mea politică se intitulează Românii vor pace, nu război, românii vor prosperitate și nu austeritate. Ieri, 23 septembrie 2024, au avut loc două acțiuni de protest în capitala României. Una la Guvernul României, cealaltă la Parlament. Au avut două teme diferite, dar teme care privesc însă și existența acestui popor. Tema de la Guvern era vorba despre ciobanii din această țară pe care actualul Guvern a decis să-i măcelărească la propriu. Nu am înțeles și nu credeam vreodată că o să trăiesc clipe în anul 2024, în secolul 21, când oile vor fi împușcate în cap, gazate și îngropate de vii. Niciodată nu am crezut lucrul ăsta. Dacă mergem pe principiul simetriei, se pare că dacă ar mai fi o nouă pandemie provocată artificial, și oamenii ar trebui împușcați în cap, gazați, ca să împiedicăm această răspândire. Și eu știu că această temă este falsă, știu că acest virus nu există și avem probe în acest sens cu acel cioban minunat de la Timișoara, Ionuț, care și-a apărat turma, stâna, iar în două luni de zile nu a murit nicio oaie, deși mari specialiști din România spuneau că oile lui sunt bolnave. Dar iată că nu a murit niciuna, asta demonstrează că acest virus nu există și el este implementat artificial. Cea de-a doua ședință publică, adunare publică, a avut loc la Parlamentul României, care a avut ca temă Românii vor pace și nu război. Pentru că, practic, România încet, dar sigur, este împinsă într-un conflict mondial cu Federația Rusă. Săptămâna trecută, joi, în Parlamentul European, a fost votată o rezoluție prin care se permite atacarea Federației Ruse cu armament occidental. Știe toată lumea că acest lucru este imposibil pentru armata din Ucraina, nu au nici tehnică, nu au nici specialiști în domeniu. Atunci, practic, acest armament, aceste rachete cu rază lungă de acțiune, pot fi folosite doar de către armatele NATO și în special de către SUA. Lucrul ăsta înseamnă clar conflict militar, război cu Federația Rusă. Ați amânat ședința de ieri pentru săptămâna viitoare, pentru că și România o să voteze, sunt convins că veți vota acest lucru, deși eu nu-mi doresc, în condițiile în care marele trădător, înaltul trădător din România, Klaus Werner Iohannis, a semnat un acord de securitate cu Ucraina în iulie 2024 la Washington. Un acord care a fost impus și care, practic, dacă îl citim cu multă atenție, introduce România în război. O să concluzionez, doamna președintă, și o să spun așa că viitorul nu aparține globaliștilor, viitorul aparține patrioților, Dumnezeu să ocrotească România. Dumitru Coarnă, deputat neafiliat, circumscripția 12, Călăraș, mulțumesc!